Odată cu încălzirea vremii, la media și-a debutat o amplă acțiune de igienizare. Edilii lansează un îndemn către toți cetățenii și îi roagă să participe voluntar la aceste acțiuni care vor face ca orașul lor să fie mai curat. S-a topit zăpada, dar au rămas gunoaiele și mult nisip apărut în urma acțiunilor de dezăpezire. Am hotărât ca până la Sfintele Paști să reușim să parcurgem, să trecem pe fiecare stradă ca cetățenii să beneficieze de la curățenie. Așteptăm sărbătorile de Paști, dată până la care dorim ca orașul să fie curățat. Rugămintea noastră ar fi ca și cetățenii să fie extrem de receptivi, pentru că curățenia o facem în folosul tuturor și dacă nu pot să participe alături de noi la această acțiune, cel puțin să învețe să păstreze ceea ce alții fac. Programul pentru ridicarea tuturor tipurilor de deșeuri rămâne neschimbat, astfel cetățenii trebuie să respecte în continuare programul stabilit în calendarele distribuite la începutul anului. În ceea ce privește curățarea zonelor verzi din jurul blocurilor, administratorii trebuie să ia legătura cu Serviciul Public de Ecologizare pentru ridicarea deșeurilor vegetale. Următoarea campanie de igienizare la media își va avea loc în perioada 18 aprilie-27 mai.